A început deja sezonul sărbătorilor de iarnă, iar cu acest prilej, primarul comunei Obârșea de Câmp, împreună cu viceprimarul comunei, dar și vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, au fost prezenți la biserica din sat, unde au fost aduse moaștele Sfântului Irodion, de la Lainici spre bucuria credincioșilor. În fiecare an, în ajun de Sfântul Nicolae, în comuna Obârșea de Câmp, oamenii se adună la biserică pentru a-l cinsti pe apărătorul acestei comune. Moaștele Sfântului Irodion de la Lainici au ajuns și la Obârșea de Câmp spre încântarea credincioșilor. Astăzi sărbătorim ziua Sfântului Nicolae, hramul bisericii noastre, și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să aducem moaștele Sfântului Irodion de la Lainici. Cuviosul Irodion s-a făcut remarcat prin viața sa aleasă, postea foarte mult, își împlinea cu o sârdie pravila și canonul, nu lipsea niciodată de la slujbe, noaptea o petrecea în lacrimile rugăciunii, iar ziua lucra alături de părinți la ascultările cele mai grele. Fiul și al Sfântului Duh, amin. Cu mila lui Dumnezeu și cu binecuvântarea preasfințitului Nicodim, episcopul Severinul și Trehaiei, a poposit în biserica noastră Sfintele Moaște ale Sfântului Irodion de la Lainici. Este mare sărbătoare în comuna noastră, mai este numită și Cinișoara în popor, în localitate, și în fiecare an, în ajun de Sfântul Nicolae, oamenii se adună în biserică și cinstesc pe Sfântul Nicolae ca un mare apărător al acestei comune. Biserica noastră este o biserică monument istoric, începută în anul 1802 și terminată în 1812 de familia boierilor Gănescu. Erau boieri care aveau foarte mult pământ în zona noastră, inclusiv pe malul Dunării, dar probabil aici nu se știe foarte multe date despre ei, dar aici cred că au avut casa și de aceea și-au făcut această biserică să-i dăinuiască de secole. Biserica din comuna Obârșea de Câmp este o biserică monument istoric, fiind construită în anul 1802 și terminată în 1812, iar în anul 2007 au început lucrările de restaurare și consolidare a bisericii. Iar pentru locuitorii comunei, aducerea moaștelor Sfântului Irodion de la Lainici a venit ca o binecuvântare. Doamna primar Marinela Dumitrele s-a implicat încă de la început pentru ca oamenii din comunitatea pe care o conduce să aibă un trai mai bun și la zile de sărbătoare aceasta să le aducă o bucurie credincioșilor de Sfântul Nicolae. Mulțumim soborului de preoți care ne-au fost astăzi alături și pandurilor lui Tudor pentru implicarea în procesiune. Cetățenii au primit cu mare încântare și credință în suflet acest moment special pentru comunitatea lor. Ce sărbătoriți astăzi? Hramul bisericii din comuna Obârșea de Câmp, Biserica Sfântul Nicolae. Și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să aducem moaștele Sfântului Irodion de la Lainici. Ionică Negru, vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, a declarat: am participat alături de primarul și viceprimarul comunei Obârșea de Câmp, satul meu natal, la o zi importantă pentru comunitatea locală. Este o mare plăcere ca de fiecare dată să revin în satul meu și mă bucur că pot fi în mijlocul celor dragi mie. Credința în Dumnezeu ne dă putere să mergem mai departe și să sperăm la vremuri mai bune. În final, vreau să transmit un sincer și călduros la mulți ani pentru cei care poartă numele Sfântului Nicolae și să le transmit multă sănătate și multă încredere, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru. În aceste zile de sărbătoare, oamenii sunt mai aproape de Dumnezeu, venind în casa lui pentru rugăciuni.